Românii plătesc cele mai mari dobânzi pentru creditele ipotecare din Uniunea Europeană. Potrivit datelor analizate de site-ul profit.ro, cetățenii români plătesc dobânzi chiar și de 4 ori mai mari față de celelalte state din Uniune. Iar în ultimele 18 luni, dobânzile au explodat pur și simplu pe fondul inflației ridicate și în acest context, cererea de credite cu dobândă variabilă din țara noastră a scăzut cu 50%.